din partea Consiliului Local, a personalului primăriei și a mea personal, vă doresc multă sănătate, fericire și să aveți un an plin de bucurii și realizări. Aș avea rugămintea la sfârșit de an să facem un mic bilanț al împlinirii unui an și jumătate de la conducerea primăriei Oituz. Pot să vă anunț că am semnat un contract de asfaltare cu fonduri europene, care în primăvară o să înceapă. Am reușit să fac un număr de 7 podețe, de 3 podețe mici pe pârâul Sărat, 2 în satul Margina, 1 în satul Hățman. Suntem în finalizare și cu un pod mare la punctul Boacă. După aceea suntem cu studii de fezabilitate terminate și în stadiul de proiectare a extinderii căminului cultural, cu extinderea primăriei, cu semnarea contractului prin CNI al căminului cultural. Prin PNDL avem 3 proiecte, înființarea, construirea unui dispensar, modernizarea 2 grădinițe de la Margină și Poiana Sărată, tot cu grădinițele am reușit să finalizăm grădinița de la Margină, făcând o grădiniță modernă, o sală de clasă, frumoasă, cu WC-uri pentru copii, cu fosă septică, deci la standarde europene pentru a putea să ne obținem autorizațiile ISU pentru bună funcționare și sper să mergem în continuare în ritmul acesta. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost înțelegător cu noi și o să fiți în continuare înțelegători și vă doresc încă o dată multă sănătate, bucurie și prosperitate în viață. Am dorit să arătăm cetățenilor comune în Oituz realizările noastre din anul 2016, din luna iunie și până în prezent decembrie 2017. Suntem acum în satul Marginea și avem 3 obiective care am realizat noi în acest sat. Am podul care se vede în prezent, după aceea vom merge în grădiniță unde am făcut un grup sanitar și o sală de clasă. Compus din 3 cabine, cu apă curentă. Mai faceți o dată. Așa. Așa. O să mergem în sala de clasă la copii. Să vadă și bună ziua. Am auzit eu că pe aici. Noi schimbat geamul, schimbat da, da, da. Tot. Pereți. Da, plus că și în pod s-a pus da. Ceva care vadă minerală, parchet. Da. Câți copii sunt? 2, 4, 6, 8, 10, 10. Mai lipsesc astăzi. S-au înmoit, da. Da, 20 de copii. Care s-au dus? Da, 20. 20 de copii. Da. Încă mâine la sărbare mai vin încă 2 mai mici care... Aici știu condițiile care au fost pentru că soția mea e educatoare și a fost stat 11 ani aici. În condiții foarte neprielice și nevoie să spuneți. Da, cum? Taiana vâjia având prin tunturau ca steagurile pe acolo și la geam. Da. Foarte, foarte rece a fost iarna. Da, e bine. Acum nu vine să cred. Deci nu vine să cred. Da. O să mai facem, cred, și economie la lemne. La norme europene. O altă lucrare în satul Marginea este acest pod care duce la Beiu.
reabilitarea cimitirului Eroilor, făcută în luna iunie, unde sunt înmormântați 18.700 de soldați și care au făcut pentru centenarul care va fi la anul. Biserica Catolică din Oitus și aici primăria a avut un ajutor tencuială, toată biserica văruit și plus picturile. După care să ne dau și partea luminoasă la Calea Crucei, care o să vă arate operatorul. S-au realizat burlanele de scurgere a apelor. Păi erau preț. Gata, am dat drumul. O altă investiție a comunității, această mașină 4x4, utile, trebuie drumurile noastre, trebuie ideale. De exemplu, suntem în 20 de decembrie și vreți lucrează, ca cum așa, cu oamenii la ajutor social. Plombări de drumuri, să crești. Primăria a făcut și aici o investiție, consolidare de maluri. Aici aș face o mențiune. Toată această piatră la aceste gabioane a fost strânsă către oameni la ajutor social.
puțin mai jos la punctul Radu, o consolidare de maluri, stânga-dreapta, plus și un podeț din casete. Cu o lărgime mult mai mare de 6 metri. Puțin mai la vale, în punctul numit Andrișca, tot așa, consolidare de maluri, reparație pod, plus am reușit să facem cale de acces la două familii, care nu aveau cale de acces. O lucrare iar pe sevale, la punctul unei boate, un pod, de 10 metri cu lățime de 5 metri. Aici era un pod de tablă, de 2 metri nu mai trecea aproape nimeni. E finalizat în proporție de 80%, dar se va poate trece pe el, începând de săptămâna viitoare. Haideți să vedem. La valul podului și a munte, podului vă vedeți câte 10 metri de împărituri de maluri. Vedeți la cofrage, la cântipul de termen de la consuguri, va termina de pe anul ăsta, până la primul. Mai era de altul cu 50 de metri de podul cel mare care l-am arătat. Am mai reparat un pod. La punct Faraon, așa se numește, peste vale, era și acesta de rămas. De asemenea, și aici am reparat acest pod, punct Sarga. Toate barele astea de protecție, calea pietonală. Sperăm în prima oară să punem și un pomul asfalt pentru mașină. Are lungime de 51 de metri. Dar era o stare deplorabilă așa aceasta. Aici suntem în satul Călcăi, la grădinița din Călcăi, unde am reabilitat această grădiniță. Izolație, acoperiș, înăuntru sala de clasă renovată, parchet, cu luci. Bună! Papa! Papa! Ați luat vacanță? Nu, mai vin și mâine. A, și mâine? Ați avut servare? Da. Haide, bagă mânuță aici, pe telefon. Nu, nu se fie, mă. Erai arab? Bună! Ușor, că ai să calzi cu tot.
curățenie. Și lui să vină și lui. Acoperiș, acoperiș, și s-a pus izolații. Și am avut și probleme la baie ceva, parcă. S-a tras apa. Tras apa, da. S-a tras apa și la baie atâta, nu? Da. Eu nu mai știu că eu anul trecut, dacă ne-am fost aici, acum 2 ani, da, cum s-a zis. Da, atunci, acum 2 ani. Acum 2 ani, ba nu. Nu, anul trecut. În 2016. Anul trecut, în 2016. Da, în 2016, în vară. În vară, când am venit. Și în vară, chiar în toamnă. O altă realizare a primăriei este apa potabilă de la Podul Negru, modernizare. Aici mereu era aglomerație. Până unde acolo este un rezervor de 900 de litri cu supraplin, cu apă. Oamenii vin, iau apă, îmi fac să ieși jos vara. Domne, sunt chiar și din Onești care ia apă la noi. Sunt din Onești? Pune-mi, doamnă, apă, pune-mi să luați apă. Pune-mi. Să luați. Apa fiind foarte bună, din locuitori și din Olești și din prejurimi, din localități, uitați. Analize mai spune. Ca să fim convinși că apa este potabilă, facem, luăm probe și facem analize din două în două luni. Apa este în stasul DSP-ului, este foarte bună. O altă achiziție a primăriei comunului Tuz, am achiziat o mașină pentru poliția locală, inscripționată, 4-5 polițiști, pentru siguranța cetățenilor din comuna Tuz. Sărată. Suntem la cimitirul ierilor și aici am reabilitat acest cimitir. Tot în Până Sărată suntem la școală, am înlocuit acoperișul, ne-am apucat de consolidare, dar în același timp am depus un proiect la guvern, în programul PNDL, la care s-a aprobat și va fi din fonduri guvernamentale. La biserica din Hărja, tot cu ajutorul primăriei, am început consolidarea acestei biserici, care arată într-o situație jalnică.
Ar fi bine să filmeze, să rămână și filmat cum este acum. Și când am terminat lucrarea peste 2-3 ani, atunci o să filmăm altfel. Anul ăsta am alocat din bugetul local suma de 100.000 de lei, adică 1 miliard. Și la anul, cu ajutorul Dumnezeu, cu ajutorul Consiliului Local, să continuăm lucrările la această biserică, care are într-o stare deplorabilă. Suntem în data 20 decembrie. Asta. Să vă faceți sub niște zidiri din proiect așa a reieșit în formă de ură. Crăpăturile aș vrea să le spalim în evidență că în orice greu poate să se prăbușească această misiune. Celălalt de la Chepodiță, îi spune, de la Turc. Este lucrare în jur de 10-15 miliarde aici. Comunitatea fiind foarte mică în satul Hârja, trebuie să o ajutăm și noi ca primărie și Consiliul Local. Ca altfel oameni din Hârja nu se mai reduseră. Satul Ferăstrău, drumul spre Muncei. Odată venea apa în stradă și ne crea probleme. Așa am captat aceste ape și sperăm să nu avem probleme. O altă realizare a mandatului nostru, a meu și a domnului primar, punerea în funcțiune cu alimentarea de apă pentru cetățenii din comuna Oituz. Investiția propriu-zisă a început în 2008, dar în funcțiune am pus-o acum noi, de un an jumate, doi. Am pus-o în funcțiune, alimentează cetățenii din satul Ferăstrău, Oituz, peste Valea, Hăzman și parțial Marginea. O altă realizare a primăriei comunei Oituz, consolidarea malului drept, eu le șunț. Cafe care apă mare inundă acele case. Reparație la port cu jucarul sat Ferăstrău. Am fost deparat cu șoferul, am făcut o reparație.